Deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 42. Psalmul 42. Pagina Bibliei 577, am să citesc întreg psalmul, 11 versete, de unde voi rosti și mesajul. Cuvântul Domnului spune în felul următor: cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Aceasta pentru că sunt mulți Dumnezei în lume, dar numai unul este viu, în ziua Scripturilor. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam în înconjurat de mulțime și cum înainteam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire al unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te măgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule. De aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă un alt val la buietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrășmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrășmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te măgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjdește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Un cuvânt profund, un cuvânt adevărat, un cuvânt care, măcar că este scris cu 3.000 de ani în urmă, se potrivește ca o mănușă pentru fiecare dintre noi. Oricine se poate regăsi în acest psalm, în aceste cuvinte. Cu privire la scrierea lui, superscripția de la început spune un psalm al fiilor lui Core. În cercetările Sfintelor Scripturi se afirmă că este posibil unul din fiii lui Core să fi scris acest psalm. Fiii lui Core au scris mai mult psalm. Și un lucru trebuiește remarcat de oricine mă ascultă astăzi, și anume, Core, bătrânul, a fost un rebel. A fost unul care s-a ridicat, măcar că era din familia leviților, împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Dar, cu toate acestea, chiar dacă acest om a fost nimicit pentru rebeliunea lui, fiii lui n-au suferit, pentru că așa spune Dumnezeu. Copiii nu vor suferi din pricina părinților, nici părinții din pricina copiilor. Fiii lui Core au ajuns oameni mari în Israel. De fapt, David i-a pus în rândul celor care au condus închinarea la templu. Pe de altă parte, este posibil că psalmul să fi fost scris de David atunci când a fugit de Absalom. Or, sunt autori care spun că acest psalm 42 și psalmul 43 probabil ar fi fost scris de împăratul Ioachin atunci când a fost dus în robia babiloniană de către Nebucadnețar și se gândea, nu voi mai vedea niciodată Ierusalimul, de fapt, lui Econia sau Zedechia i-au și scos ochii. Alții afirmă că psalmul acesta a fost scris de împăratul Ezechia.
atunci când era în acea mare criză a unei boli, stătea în fața morții. Aștepta să moară, pentru că de fapt și cuvântul profetic a fost pentru el: puneți casa în rânduială că vei muri. Și dacă vă uitați la psalmul 43, este o continuare a psalmului 42, este aceeași temă. Probabil psalmul 43 a fost scris atunci când Ezechia ar fi fost atacat de Imperiul Asirian din nord. M-am spus aceste lucruri pentru că de multe ori se discută lucrurile acestea și este bine să știm, să avem informații cât mai multe. Ce ne interesează pe noi și cuvântul pe care vreau să-l rostesc în această dimineață trebuie să fie un cuvânt practic și va fi un cuvânt practic. Amândoi psalmii, 42 și 43, sunt texte clasice care vorbesc despre cauzele depresiei psihice, depresiei sufletești, depresiei spirituale, texte clasice care vorbesc despre cura acestei maladii. Este o problemă modernă a secolului 20, a secolului 21. Este o problemă atât de acută încât se fac estimări că în populația americană poate peste 40% din populație suferă de depresie. Și parcă este descurajant să auzi aceste statistici. Realitatea este aceasta. Mai repede sau mai târziu, oricare dintre noi va avea experiențe, episoade de depresie, de amărăciune sufletească, în termeni populari. Melancolie, se spunea mai demult, stări melancolice. Ești într-o dispoziție în care n-ai dispoziție. Într-o stare în care nu vrei să vorbești cu nimeni. Te izolezi de familie, te izolezi de prieteni, te izolezi de Dumnezeu. Nu mai vezi nicio ieșire din tubul în care ai intrat, din tunelul în care te afli. Este o stare sufletească de amărăciune și de îngrijorare profundă, de stres profund, din care, dacă nu te grăbești să ieși, nu te grăbești să ieși cu ajutorul Domnului și cu ajutorul celor de lângă tine, dar tu sau eu suntem principalele instrumente care putem să ieșim de acolo, dacă nu ieși, poți să îți agravezi sănătatea, sănătatea spirituală, sănătatea fizică, sănătatea psihică și să ajungi în condiții mai dificile, mai mari. Și de aceea Dumnezeu mi-a pus pe inimă, pentru că și în călătoria aceasta în România am întâlnit atâtea familii, atâtea probleme, atâtea cauze. Dacă aș fi avut timp, ar fi trebuit să stau numai de vorbă cu familiile în această direcție. Familii tinere, persoane în vârstă, de asemenea tineri și tinere, studenți, elevi de liceu, păstori în situații de felul acesta, chiar doctori. Am întâlnit la Pitești doctori în această situație. Și Domnul mi-a pus pe inimă să abordez acest subiect al depresiei și să ne ocupăm de el după cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm la aspectele practice, la cauzele depresiei, așa cum sunt ele enunțate în acest pasaj biblic, și de asemenea la cura pe care cuvântul Domnului o recomandă și de asemenea medicii de specialitate. În textul acesta vor fi enumerate câteva cauze de depresie și o să ne uităm la ele, însă înainte de a le enumera, vreau să menționez de asemenea faptul că un mare medic englez, care după ani de succes în medicină, a părăsit știința medicală ca să se dedea actului predicării cuvântului lui Dumnezeu. Este doctorul Martin Lloyd Jones. Doctorul Martin Lloyd Jones a murit în anul 1981 și în anul 2000 doctorul Martin Lloyd Jones a fost considerat de către Asociația Evanghelică Internațională cel mai mare predicator al secolului al 20-lea. Îmi place foarte mult acest om al lui Dumnezeu. Am peste 30 de volume din scrierile lui. Este o plăcere să-l citesc, să vezi profunzimea cu care doctorul lui Jones gândește. Și într-una din cărțile lui, special scrise și intitulată în limba engleză Spiritual Depression, Its Causes and Cure, sau în românește Depresia Spirituală, Cauze și Cură, doctorul Martin Lloyd Jones făcea
următoarele afirmații în legătură cu cauzele care duc la depresie. O cauză este temperamentul. Spune doctorul Jones, unele persoane sunt constituite de așa natură încât sunt înclinate, predispuse să fie depresate. O altă cauză, condiția fizică. Dacă ești bolnav mult, te depresează. Ai un handicap fizic, psihic, te depresează. O altă cauză, după doctorul Martin Lloyd-Jones și recunoscut în literatura de specialitate, este o reacție ciudată pe care oamenii o au în fața unei mari biruințe chiar. Caz clasic este profetul Ilie. O biruință extremă pe muntele Carmel întoarce tot poporul la Domnul, nu după ani de idolatrie, și ce se întâmplă cu el? Cade în depresie psihică. Zice, Doamne, mai bine să mor, pentru că asta este rezultatul cel mai de jos al depresiei psihice. Oamenii vor să moară, unii chiar să se sinucidă. De asemenea, o altă cauză care duce la depresii psihice sunt atacurile demonice. Și nimeni nu este scutit. Însă, o paranteză trebuie spus aici, de nimeni nu se poate lega cel rău, dacă nu are permisiune de la Dumnezeu. De nimeni nu se poate lega cel rău dacă nu are permisiune de la Dumnezeu. Ori de câte ori vrea să se lege de tine sau de mine, trebuie să aibă permisiunea Domnului. De fapt, când eram în România, m-a sunat soția și m-a încurajat în rugăciune care s-a făcut aici pentru mine, într-un cerc special. O soră, am înțeles că a avut o vedenie sau a avut o profeție în care 7 demoni s-au prezentat înaintea Domnului și au cerut Domnului să mă cearnă acolo în România. Însă Domnul nu le-a permis. Dimpotrivă, în vedenie s-a arătat, a pus 17 îngeri lângă mine să mă păzească și am putut să văd lucrul acesta. Mulțumesc Domnului. Sunt atacuri demonice. Și apoi, în ultimă instanță, este necredința, care duce la depresie psihică. De fapt, necredința este cauza celor mai multe manifestări de depresie psihică, pentru că oamenii, necrezând în puterea lui Dumnezeu, necrezând în puterea medicală, care este tot de la Dumnezeu, necrezând în posibilitatea de a se ridica din starea în care se află și vorbindu-și mereu, s-a dus cu mine, s-a dus cu mine, s-a dus cu mine, s-a dus cu mine, se duc, se duc. Dar haidem să ne întoarcem la textul nostru, să ne uităm cu atenție și sunt sigur că o să vă vorbească tuturor și dumneavoastră celor care ne urmăriți la internet și o să mulțumesc Domnului pentru faptul că există în Biblie un subiect atât de modern pentru noi, există în Biblie învățătură despre o stare care caracterizează aproape o lume întreagă. Deci mesajul nostru este depresia și vindecarea ei. Depresia și vindecarea ei. În primul lucru, la primul aspect la care trebuie să ne uităm este auto-interogarea care luminează. Auto-interogarea care luminează. Uită-te la tine și uitați-vă în acest psalm. De ce ești amărât? De ce ești depresat? De ce ești melancolic? De ce ești izolat de familie, de prieteni, de biserică? De ce te ascunzi de tine însuți și nu vrei să privești realitatea în față? În acest psalm, tocmai acest lucru îl fac fiii lui Core sau Ezechia sau David, cine scrie psalmul. Observați versetul 5 și versetul 11. Pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Deci, se întreabă, se interoghează singur, își pune această întrebare profundă. Apoi din nou, în versetul 11, pentru ce te mâgnești, suflete? De ce ești depresat? De ce ești mâgnit? De ce ești domorât? De ce nu-ți mai poți recăpăta bucuria vieții? De ce nu mai poți fi în pace cu familia? De ce nu mai poți să ai bucuria nepoților, a soțului, a soției, a prietenilor, a bisericii, a părtășiei frățești? De ce? Și în această interogare pe care autorul și-o pune, descoperă 6 lucruri care cauzează depresia. Deci pe lângă ceea ce am amintit de la doctorul Martin Lloyd-Jones, 6 lucruri sunt învederate aici. Primul, uitați-vă,
este absență forțată de la casa Domnului. Locul închinării și bucuriei. Versetul 1 și 2. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Este departe de casa Domnului. Și o absență, se vede că este o absență forțată. Forțată fie de o condiție fizică, fie de o împrejurare de familie, fie de un eveniment politic în cazul de față, dacă este Ezechia, o stare care nu i-a permis să se ducă în mijlocul poporului, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu. Și măcar că pentru mulți încă a venit la casa Domnului este o povară, dați îmi voie să vă spun, o absență îndelungată de la casa Domnului este o sursă sigură de depresie psihică. De ce? De ce? Pentru că venind la casa lui Dumnezeu, auzi cuvântul lui Dumnezeu. Venind la casa lui Dumnezeu, ești expus la puterea cuvântului lui Dumnezeu, la puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Venind la casa lui Dumnezeu, este cu neputință să nu întâlnești pe cineva care să zică, mă rog cu tine, nu arăți bine, dar vreau să te port în rugăciune. Atâtea experiențe. Vă vorbeam odată și nu vreau să repet despre experiența soției mele când trăia fratele Mazil. Venind la casa Domnului, este locul unde Dumnezeu poate să-ți vorbească, să-ți atingă sufletul. Oamenii își închipuie că este o corvoadă, o povară, forțat să vii la casa lui Dumnezeu, iar la biserică, iar și mai ales că s-a și schimbat ora astăzi. Și aceasta i-a depresat pe unii, că s-a schimbat ora. N-au putut să scoale de depresie. Iar la casa lui Dumnezeu. Da, iar la casa lui Dumnezeu. Observați acest autor. Când mă voi duce și mă voi înfățișa înaintea ta? Ei, lucrul acesta l-a amărât. Să nu poți sta de vorbă cu Dumnezeu, să nu te poți ruga lui Dumnezeu în prezența sfinților, să nu poți să ai bucuria aceasta că cineva mijlocește pentru tine. Sfânta Scriptură ne spune prin Sfântul Apostol Pavel, Galateni 6:2, purtați-vă sarcinile unii altora, căci așa împliniți legea lui Dumnezeu. Cum să-ți suporți sarcinile unii altora dacă nimeni nu știe de problema ta? O aduci la cunoștință. O spui. Nu vreau să mă laud, vreau să vă spun, ori de câte ori plec de acasă, țin legătura cu soția în permanență, în fiecare zi o sun. Și printre altele îmi spune care sunt necazurile în biserică, dacă este cineva bolnav. Și dacă este cineva bolnav, dumneavoastră sunteți martori, cei ce sunteți aici, aparte dintre dumneavoastră. Este imposibil să nu vă sun, să nu vă caut, să nu mă rog cu dumneavoastră. Pentru că așa se ridică sufletul. Așa ne putem purta poverile. Așa ne învățăm să ieșim din starea aceea în care nu mai ai chef de nimic și dorești să mori. O absență forțată de la casa lui Dumnezeu duce la o depresie psihică și cuvântul Domnului în acest psalm ne spune. El este, zice, undeva, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în versetul 6. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc. Uitați-vă, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Este departe de casa lui Dumnezeu. Țara Iordanului, ținutul Hermonului, muntele Mițiar. Însă limbajul este un limbaj, dacă vreți, codificat din punct de vedere spiritual. Pentru că uitați ce însemnează limbajul acesta în termenii Sfintelor Scripturii. Iordanul, în teologia Vechiului Testament și în gândirea Vechiului Testament, însemnează cel puțin două locuri. Cel puțin două lucruri, pe lângă că este râu. Însemnează obstacol. Deci unde mă găsesc? Am în față un obstacol care nu mă lasă să ajung nici la casa lui Dumnezeu. N-a fost Iordanul obstacol când trebuiau să treacă în Canaan? Iordanul, pe de altă parte, în lumina Vechiului Testament, însemnează moarte. Iordan înseamnă moarte. Se vede că autorul se găsește într-o situație ca de moarte. Probabil condiția fizică, boala este așa de mare, condiția de sănătate este așa de mare, că se simte ca și mort. Obstacol și moarte.
Apoi spune că este în muntele Mițiar. Mițiar înseamnă munte mic. Cu alte cuvinte, este într-o condiție atât de dificilă încât și un deal ușor îl împiedică. O vorbă îl dă peste cap. O vorbă o dă peste cap. O privire îl face incomod sau o face incomodă. Îl dezbracă de puterea de a merge mai înainte. Hermonul. În Biblie este simbolic pentru pogorârea Duhului Sfânt, sub formă de rouă. Spune, te caut din țara Hermodului. Însemnează că nu mai este nici rouă, este uscăciune unde stă el. Și când ai uscăciune sufletească, când ai uscăciune intelectuală, când ai uscăciune relațională, când ai uscăciune spirituală, departe de casa lui Dumnezeu, lucrul acesta cu siguranță că te depresează. Cu siguranță că te descurajează. Cu siguranță că te face să dorești mai degrabă să mori decât să te încurajezi în cuvântul lui Dumnezeu și să asculți de familie, să cooperezi cu familia și să te ridici din starea ta. Departe de casa Domnului, dacă n-ai știut până acum, este o sursă sigură de depresie și o continuare sigură în depresie. De aceea, dacă mă ascultați la internet, dacă mă auziți aici, dacă mă veți asculta și veți auzi, nu pe mine mă ascultați, ascultați cuvântul Domnului, pe CD-uri sau în orice altă formă electronică, ridicați-vă împotriva voinței dumneavoastră și căutați casa Domnului din nou. Împotriva voinței. Voință nu aveți când sunteți depresați. Dar dacă vreți să scăpați de starea aceasta și să nu mai fiți și pentru familie o povară și relațiile dumneavoastră și casa dumneavoastră să arate din nou o casă a bucuriei și a păcii și a fericirii, împotriva voinței, caută casa lui Dumnezeu. Caută casa lui Dumnezeu. Al doilea aspect este ridiculizare din partea necredincioșilor. Uitați-vă la versetul 3 și la versetul 10. Deci a doua cauză de depresie. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Versetul 10. Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic, neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Deci este exact cum se întâmplă cu tine, cu mine, cu oricare dintre noi. Cine nu trece prin necaz, frate și soră? Cine nu are probleme? Dar există câte un neînțelept între noi, există câte un neînțelept între noi care în loc să fie prietenul nostru, fratele nostru și sora noastră, devine vrăjmașul nostru. Și uitați cum. De când suferă? De un jumătate de an. Păi, încă o să mai treacă un jumătate de an până să face bine. Așa-ți vorbește. Dă-mi voie să întreb și să sfătui Dumnezeu cu tine? Ți-a spus ție că asta este realitatea? Pentru că știți cum vorbește? Păi dacă ar fi bun, unde-i Dumnezeul? Ar trebui să-L asculte, nu? I s-ar întoarce copiii la Domnul. S-ar întregi familia. Toate lucrurile ar fi bine. N-ar mai sta pe pat. Ar ieși din criză. Unde-i Dumnezeul tău? Unde-i Dumnezeul lui? Dacă ar fi un sfânt, l-ar asculta. O, dragul meu, dacă îți vine ție rândul și stăm de vorbă cu tine, mă tem că trec 3 ani până când te pui în picioare. Dar mă rog, Domnule, să nu treacă. Nu fi un instrument în mâna celui rău și nu fi un neînțelept. Cuvântul Domnului spune, purtați-vă cu înțelepciune și nu fiți neînțelepți. Noi trebuie să ridicăm pe semenii noștri. Noi trebuie să ridicăm pe semenii noștri. Pentru că, exact așa cum auzim deseori și cum cuvântul Domnului este atât de limpede, săgeata celui rău mă lovește azi pe mine și mă poți apăsa, mă poți călca în picioare sau pe tine și te pot apăsa, te pot călca în picioare. Dar după aceea vine și rândul meu, vine și rândul tău. Cât de bine te simți să știi că cineva se roagă cu tine. Cât de bine te simți să știi că cineva îți dă un telefon. Cât de bine te simți să știi că cineva ți-a spus, am fost la un cerc de rugăciune și acolo am adus cauza dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Îți saltă sufletul. Ți se înviorează Duhul.
o sursă imensă, enormă de depresie psihică, sufletească, spirituală, este batjocura vrăjmașilor. Și de multe ori batjocura neînțeleaptă și vorbirea neînțeleaptă a fraților și a surorilor noastre. De aceea apelez la fiecare dintre noi, în primul rând îmi vorbesc mie și casei mele, nu o să știți lucrul acesta. Apelez la fiecare dintre noi să împlinim cuvântul Domnului pe care Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, îl spune în Efeseni, să ne purtăm ca niște înțelepți, nu ca niște neînțelepți. Și să ne purtăm sarcinile, nu să mai apăsăm necazul cuiva și sarcina cuiva. A treia cauză este amintirea zilelor bune. Amintirea zilelor bune. Uitați-vă în versetul 4 împreună cu mine în cuvântul Domnului. Mi-aduc aminte și îmi vărs tot focul inimii în mine. Observați cum îl doare sufletul. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire al unei mulțimi în sărbătoare. Memoria bună, nemai experimentată, este depresantă, este descurajatoare. Când îți amintești și de oameni și de prieteni, cum veneau și vorbeau cu tine și te încurajau și stăteai la o cafea cu ei și la un grătar, nu? Vorbim viață practică, viață simplă, viață normală, frați și surori. Când te gândești și că acum nu te caută nimeni și numai această memorie este o sursă de doborâre sufletească. Este o sursă de doborâre sufletească. Apoi în memoria ta sau în memoria mea, dacă te gândești că ajungând în necaz, ajungând în probleme și te gândești în urmă, domnule, câți prieteni am avut? Pe câți am ajutat eu? Pe câți am primit în casă? Pentru câți am sacrificat familia? Pentru câți am mijlocit înaintea lui Dumnezeu? Pentru câți, cum zicea David în altă parte, mă durea inima și sufletul ca pentru un frate? Și acum pe mine nu mă vede nimeni? Pe mine nu mă caută nimeni? Ați fost acolo, nu-i așa? Ați fost acolo? Am fost acolo. Este sursă de depresie psihică sau descurajare, dacă înțelegi mai bine, sau de doborâre sufletească, dacă înțelegi mai bine termenul acesta. Dar este, cum am spus, o maladie mondială. Lumea este prinsă în aceasta. Când slujirea ta în familie, în biserică, între prieteni, este numai memorie, lucrul acesta te chinuie până la disperare. Și omul acesta, măcar că nu este medic, este un om al lui Dumnezeu. Și pentru că această carte sfântă este scrisă de Dumnezeu, în cartea aceasta vei găsi cele mai bune recomandări pentru viața ta, pentru sănătatea ta, pentru toate situațiile prin care trece un om. Omul acesta spune și știe de ce este unde este. Mi-aduc aminte, memorii frumoase, memorii bune, părtășii bune, prieteni buni, familie apropiate și când mă gândesc, nu mai este nimeni. Eram înconjurat de prieteni, nu mai este nimeni. Eram vizitat și vizitam, nu mai este nimeni. Descurajare, depresie, disperare, doborâre sufletească. A patra cauză este gravitatea încercării vieții. Versetul 7. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Valuri. Sunt loviturile pe care le primești. Sunt loviturile de deasupra, dacă vreți, în apă. Talazuri, în limba română, dacă vreți să traduceți din engleză, are billows. Sunt loviturile de desubt. Cele mai periculoase cutremure de pământ, de exemplu, pentru că asistăm în ultima vreme, acum în două luni de zile, la o sumedenie de cutremure. Chiar în dimineața aceasta, un cutremur de 6,6 pe scara Richter în Tokyo sau Japonia. Cele mai periculoase cutremure sunt cutremurile care se propagă pe
pe două direcții. De exemplu, în 17 ianuarie 1994 a fost un cutremur de felul acesta. S-a zguduit pământul orizontal, este cutremur prin forfecare. Asta taie orice. Dar la 4 secunde, dacă țineți în minte și citiți, uitați-vă pe internet, la 4 secunde după ce a început acest cutremur pe orizontală, a fost un cutremur pe verticală, lovitură de desubt. Pământul a început să se ridice. S-au căzut autostrăzile, totul este forfecat, de parcă fier nu există, beton nu există, la forța aceasta. Ei, în cazul vine la fel. Când te lovește de afară, cei din jur, evenimentele prin care treci, evenimentele pe care le experimentezi, când dau peste tine și dau în tine, și apoi pe care îl prind necazurile pregătite, că pe toți ne prind nepregătit necazurile, când și în sufletul tău, deci talazuri, și în sufletul tău și în duhul tău, ești nepregătit pentru starea prin care treci, lucrul acesta este devastator, te trântește la pământ. Și tăria aceasta a necazului, tăria aceasta a problemelor, te face ca să te amărăști și mai mult. Adâncuri, cobori în adânc, zice aici. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Observați? Deci este acoperit. Apoi cuvântul spune aici, la vuietul căderii apelor tale. Te pune și la cascadă, mai pică și greutatea peste tine, nu? Loviturile acestea, tăria necazului, tăria bolii te descurajează. Te descurajează. Și nu cred că este unul dintre noi care să fie atât de neînțelept încât să facă pe bravo și să zică eu prin orice aș trece, eu nu mă descurajez. Nici să nu vorbim așa de simplu. Pentru că nu știi ce te ia de pe picioare. Observați dumneavoastră, noi venim la biserică, venim la casa Domnului. Te duci pe stradă, dragul meu, ești în tren, ești în avion, ești în mașină. Dar haideți numai cei între noi. Dă mâna cu cineva. Spune pace. Și persoana aceasta se uită în altă parte. Spune-mi care ți este reacția. Te-a luat de pe picioare? Poate v-am luat și eu pe mulți, că uneori am dat mâna și am vorbit cu altcineva, nu? Te ia de pe picioare. Uite, domnule, nu-mi da atenție. Este un fapt simplu, dar cu efect profund. Cu efect devastator. De aceea te gândești când vin valuri, când vin talazuri, când vin cascade, când vin adâncimi, gravitatea necazului, a problemei, a experienței prin care treci, aduce și mai multă durere spirituală, suflete spirituale, emotive. Al cincelea aspect, întârzierea intervenției divine. Versetul 9. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Una din problemele noastre cele mai mari este așteptarea. Nu avem răbdare un minut. Dar să ai răbdare 2 ani. Dar să ai răbdare în suferință 3 ani. Dar să ai răbdare 10 ani. Atunci când te încurajează cineva, zici, nu știu, 2 ani, 3 ani, 10 ani, 20 de ani, nu știu dacă să mă îndure Dumnezeu de mine. Spuneți-mi și spuneți-vă dumneavoastră, orice zi de durere este pentru noi o întârziere divină, așa o interpretăm noi. Orice amărăciune, suntem înclinați să o interpretăm abandonarea noastră de către Domnul.
în experiența fiecăruia dintre noi. Lucrul acesta este o realitate. Pentru că nu la prima rugăciune ne răspunde Domnul. Răspunde și la prima rugăciune. Dar trebuie să ne rugăm de multe ori. Și trebuie să ne rugăm multe zile pentru ca Dumnezeu să intervină în viața noastră. Trebuie, nu este așa? Ori o întârziere și o rămânere în aceeași condiție de sănătate, de criză, de neputință, de sărăcie, de business, de foame, de durere, o rămânere continuă în aceeași stare te descurajează. Vii la casa Domnului, toată lumea cântă, tu nu poți să cânți. Toată lumea se roagă, tu nu poți să te rogi. Toată lumea zâmbește, mintea ta este departe, este la problema ta. Toată lumea vorbește la sfârșit, nu în timpul serviciului, că aici nu se vorbește. Toată lumea vorbește unul cu altul, te izolezi, te retragi, una, două, ești primul care ieși sau stai într-un colț, nu vorbești cu nimeni. Ce semne sunt acestea? Depresie, amărăciune, durere. Spunându-le, sper să nu vă depresez mai tare, eu vreau să vin să vă ajut. Vreau să vin în ajutorul nostru, al dumneavoastră, cu cuvântul Domnului, să ne cercetăm, să vedem, pentru că această interogare pe care trebuie să ne-o punem, de ce ești mâgnit suflete, să vedem care este cauza, nu? Pentru că atunci dăm de problemă. Și apoi, în final, a șasea cauză menționată în acest psalm este atacuri din partea oamenilor răi. Atacuri din partea oamenilor răi. Uitați-vă în psalmul 43 cu versetul 1. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Și pot să fie colegii, pot să fie prietenii, pot să fie vecinii, pot să fie uneori chiar frații, devin, cum spuneam într-altă împrejurare, instrumente în mâna celui rău și lucrul acesta te descurajează. Ce este de făcut atunci? Pentru că cunoaștem aceste lucruri. Și dați-mi voie să le repet pentru dumneavoastră în această autointerogare care trebuie să te lumineze. Cauzele care duc la depresie, la amărăciune sufletească, la doborâre sufletească, absență forțată de la casa Domnului, ridiculizare din partea necredincioșilor, amintirea zilelor bune și acum nu mai vezi nimic bun, gravitatea încercării, întârzierea intervenției divine, atacuri din partea oamenilor răi. Atunci, haideți să ne uităm în psalm mai departe, în al doilea rând, auto-îmbărbătarea care ridică. Auto-îmbărbătarea care ridică. Ajutorul celor în depresie este la Domnul. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, vine în primul rând de la tine personal, care ești în situație. Deci, în primul și în primul rând, vine de la tine. Dacă ești în starea aceasta, tu ești cauza cea mai bună, sursa cea mai bună care te poți ajuta. De ce? Pentru că ei ascultă prea puțin la cei din jur și ascultă numai la ce știu ei în sufletul lor și la ceea ce experimentează și trăiesc. Când vorbești cu un om care trece prin amărăciune sufletească, de multe ori ai impresia, și nu numai impresia, este o realitate, parcă vorbești cu un zid. Nici nu te privește în ochi, stă cu capul plecat de cele mai multe ori, nici nu aude ce îi spui. Nu este de condamnat, dar nu aude ce îi spui. Și de aceea, ieșirea din impas este la Domnul, însă ieșirea din impas este o ieșire care te cheamă pe tine personal, în primul rând, să intri în acțiune. Trebuie să asculți la tine. Cum? Sunt două lucruri învederate în acest psalm. Primul, schimbă direcția privirii. Schimbă direcția privirii. Până acum ai privit la timpurile bune care nu le mai ai. Privești la dimensiunea crizei care nu se mai termină.
Privești la faptul că Dumnezeu nu ți-a mai răspuns. Privești la faptul că cineva a vorbit negativ la adresa ta. Privești la faptul că te-au abandonat prietenii. Tot la lucrurile acestea. Și lucrurile acestea te descurajează mai tare. Orice cine ai fi, orice cine aș fi, te descurajează mai tare. Dar în loc să te gândești numai la trecut, gândește-te intens la Domnul. Deci schimbă direcția privirii. În loc să te gândești numai la trecut, gândește-te intens la Domnul. Uitați-vă în versetul 6. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea mă gândesc la tine. De aceea mă gândesc la tine. Versetul 8. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea lui. Deci când se gândește la Domnul, uitați ce experiență avea. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea puteam să mă odihnesc, cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cei ce trec prin amărăciune, cei ce trec prin doborâre sufletească, cei ce trec prin depresie, cei ce sunt în sufletul lor descurajați, soluția ești tu, este Domnul soluția noastră, dar soluția ești tu în primul rând, pentru că la cei de lângă tine nu prea asculți și nu auzi, soluția ești tu, trebuie să schimbi direcția privirii tale. Uite-te în psalmul acesta, uite-te în cuvântul lui Dumnezeu, privește la Domnul și când privești la Domnul, uite ce descoperi, El este îndurător, versetul 8, partea 1. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea Lui. El este ocrotitor, partea a doua versetului 8. Iar noaptea cântam laudele Lui, nu? El este un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. El este un Dumnezeu personal, Dumnezeul vieții mele. El este tăria mea. Uitați-vă în versetul 9 din Psalmul 41. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea. Este momentul ieșirii din impas. Să schimbi direcția privirii. Că dacă te uiți numai în groapă, dacă te uiți numai la val, spui ca și ucenicii, învățătorule, pierim. Dar dintre ucenici au fost 2-3 care s-au uitat la Domnul, nu la val. Și ce au zis atunci? Ce au zis? În aceeași corabie. Ce au zis? Doamne, scapă-ne că pierim. Cei ce s-au uitat la val au zis, învățătorule, pierim, nicio șansă. Cei ce s-au uitat la val și li s-a părut că Dumnezeu e nepăsător, au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Însă cei ce s-au uitat la Iisus Hristos nu i-au mai zis nici învățător, nici prieten, i-au zis, Doamne, scapă-ne. Tu ești în controlul valului? Tu ești în controlul focului, tu ești în controlul leilor, tu ești în controlul întunericului. Domnul este în control. Trebuie să-ți întorci privirea spre El. M-aș bucura să te pot motiva să-ți o întorci, dar tu trebuie să te motivezi să faci lucrul acesta. Schimbă direcția privirii. Apoi, cel de-al doilea lucru, în această auto-îmbărbătare care te ridică, schimbă conținutul vorbirii cu tine. Schimbă conținutul vorbirii cu tine. Uitați-vă acum din nou la versetul 5. Pentru ce te măgnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, că iarăși îl voi lăuda. Versetul 11. Pentru ce gemi și te măgnești în lăuntrul meu, suflete? Nădăjduiește în Dumnezeu. Schimbă vorbirea cu tine. Nu vorbi numai prăpăstii, nu vorbi numai pericol, nu vorbi numai catastrofă, nu vorbi numai faptul că Dumnezeu te-a uitat. Dacă Dumnezeu, când ți-aduce aminte, ți-am spus, adu-ți aminte că El ți-a răspuns, El este Dumnezeul tău personal, nu te-a abandonat. Faptul că încă ești în viață, nu te-a abandonat. Începe și vorbește diferit cu tine. Vorbește diferit sufletului tău. Știi de ce? Mai repede sau mai târziu, și eu, și tu, murim dacă nu vine Domnul. Și puneți această întrebare. Ce pildă lași în casa ta, în urma ta? Ce pildă? Vrei și copiii tăi să fie niște descurajați în viață? Niște depresați în viață? Se moștenește. Lasă o pildă în care să vadă, Dumnezeu, tata a trecut prin necaz, mama a trecut prin necaz. Au fost o vreme în care au suferit, dar și-au schimbat privirea
Și au zis, de ce să rămân atâta vreme în necazul acesta? Și au întors privirea către Dumnezeu, care i-a ascultat și altă dată și i-a ascultat din nou. Și Dumnezeu ascultă. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu răspunde. Dumnezeu binecuvintează pentru că îți iubește sufletul. Îmi iubește sufletul. Cum vrei să fii amintit? În familie, în biserică, între prieteni. Și în final, în al treilea rând, cura practică pentru depresie. Au amintit aceste două lucruri. Schimbarea direcției privirii, începe să privești către Domnul, nu numai la problemă. Schimbarea conținutului vorbirii cu sufletul. Poți să vorbești cu tine, dar vorbește să te încurajezi. Însă în psalmul acesta mai sunt trei aspecte diferite, distincte, aspecte practice care mă ajută, te ajută, dacă ești doborât, dacă ești amărât, dacă ești depresat, să te ridici de acolo. Primul, ia-ți problema în propriile mâini. Însușește-ți problema. Este a ta. Ia-ți problema în propriile mâini. Decât să-ți dicteze circumstanțele ce să faci, repet, decât să-ți dicteze circumstanțele ce să faci, mai bine să vorbești tu sufletului ce să facă în circumstanță. Nu lași circumstanțele să-ți dicteze. Dictezi tu că poți. Se poate. Murim? Nu murim. Pierim? Nu pierim. Nu mai este nicio scăpare? Are Domnul soluție. Nu mai este nicio ieșire? Dumnezeu face ieșire prin beton. Este așa? Ia-ți problema în mână, înșusește-ți-o. Este a ta. Și uite cum poți face lucrul acesta. Pentru că ești templul lui Dumnezeu, uite cum poți face lucrul acesta, practic. Pentru că suntem templul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu locuiește în noi și este Dumnezeul Trinitar al Scripturilor, Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. 1 Ioan 4:4, mai mare este Cel ce este în noi, mai mare decât Cel ce este în lume, decât problema mea, decât necazul meu. Crezi lucrul acesta? Ei, vorbește acum cu sufletul tău în felul acesta. Și atunci poți să spui ca și Pavel, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește, mă ridică El de aici. Vorbește sufletului tău în felul următor. Deci ia-ți problema în mână. Cum? 1 Corinteni 10:13. Știu că nu m-a ajuns o ispită, o încercare, o depresie care să fie peste puterea mea. Pentru că Dumnezeu, care este înțelept și iubitor, nu îngăduie ca tu sau eu, fiu și fiică a lui Dumnezeu, să fii încercat mai mult decât poți să duci. Avem copii. Dai la copil 50 de kilograme când el poate să ducă numai 2 kilograme? Nu faci lucrul acesta. Și atunci a spus-o Iisus Hristos, dacă voi care sunteți răi și suntem răi, știm prea bine, știți să dați daruri bune copiilor voștri, credeți că Dumnezeu nu o să vă ridice, nu o să vă dea darul de care aveți nevoie, nu vă îngăduie peste puterea voastră. Dar însușește-ți problema. Cum? Adu-ți aminte de Iov 23:10. Totul a pierdut Iov. Este depresat până la maxim. Și el vrea să moară. Dar s-a scuturat odată praful de pe el și cenușa de pe el și a zis, stai puțin. Nu asta este viața. Nu asta este Dumnezeul pe care eu îl cunosc. Și în 23:10 spune acele cuvinte memorabile, dacă puteți să-mi puneți pe ecran Iov 23:10, să citească toată biserica și să vadă și cei de pe internet, ca să rămână pe internet când urmărește cineva mesajul, pentru că sunt sigur că va vorbi la mii de oameni mesajul, mii de oameni care trec prin aceeași încercare. Dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, și era în încercare, aș ieși ce? Aur curat. Nu praf, nu cenușă. Deci și-a luat problema în mână.
Pot totul în Hristos. În mine locuiește Dumnezeu, chiar dacă sunt depresat. Și Iisus a fost. Ce credeți că a însemnat când a zis sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte? Ce a însemnat? M-a pus la pământ. E că e om. Pe orice om îl prinde lucrul acesta. Pe orice om îl prinde. Așa e carnea. Asta e reacția cărnii. Dar avem un Dumnezeu puternic. Al doilea lucru. Motivează-te să faci ce trebuie făcut. Motivează-te să faci ce trebuie făcut. Și care este motivarea în cuvântul acesta? Vorbește cu sufletul pentru ce te mângânești, suflete. Nădăjduiește în Domnul. Nădăjduiește în Domnul. Care este motivația? Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Dar nu numai să cântăm. Asta este realitatea. Motivează-te să faci ce trebuie făcut. Pentru ce gem suflete, observați, de două ori spune, nădăjduiește în Dumnezeu. Nădăjduiește în Dumnezeu. Puneți încrederea. De ce să spui încredere în El? La El este scăpare, la El este iertare, la El este încurajare, la El este reabilitare, la El este demnitate, la El este vindecare, la El sunt bucurii ca de mult, la El este mai mult. Mai mult decât poți să-ți imaginezi. De ce spune Sfântul Apostol Pavel? Și Dumnezeul meu să poarte de grijă mult mai mult decât gândiți voi. Că poate. Pentru că Dumnezeul nostru poate. Motivează-te să faci ce trebuie. Pune-ți nădejdea în Dumnezeu și apoi cel de-al treilea lucru practic conclude cu laude, cu închinare. Nădejduiește în Domnul căci iarăși îl voi lăuda. Iarăși îl voi lăuda. Ai chef să cânți? N-ai. Fiți atenți acum puțin. Ai chef, vorbesc popular, să mă înțelegeți. Omenește, cum zice Apostol Pavel, ca să mă înțelegeți. Ai dispoziție să te rogi? N-ai. Ai dispoziție să vii la casa Domnului? N-ai. Ai dispoziție să fii credincios cu zeciuiala? N-ai. Da, eu s-o uitat de 10 ani și acum eu să fiu credincios lui Dumnezeu, nu? Ai dispoziție? N-ai. N-ai, n-am, 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 n-am. E într-o situație de felul acesta, frați și surori, o soluție care îl pune pe diavolul pe foc. Și să vă spun de ce. Dorința lui fundamentală este ca tu și eu să-i aduc închinare. Să spun, tu ești mai mare, tu ești Dumnezeul meu. Chiar dacă nu-i spui că e Dumnezeul tău, dar să-L recunoști că este mai mare. De ce credeți că a venit tocmai la Iisus Hristos, la Fiul lui Dumnezeu și a spus, închină-te mie? Moare să vadă pe cineva că îi se închină. Moare. Dar vreau să spun cum poți să-l omori. De-a binelea. Închină-te lui Dumnezeu și dacă n-ai dispoziție. Spune o rugăciune și dacă n-ai dispoziție. Cântă o cântare și dacă n-ai dispoziție. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. Totuși tu ești cel sfânt pe care părinții noștri când l-au rugat a venit și a ascultat. Eu strig noaptea, nu mă asculți. Strig ziua, nu mă asculți. Am ajuns un vierme, nu sunt un om. Mă batjocorez la dreapta, mă batjocorez la stânga, împart hainele mele între ei, trag, dau cu zarul după hainele mele, am ajuns ca un câine între ei. Totuși, tu ești cel sfânt. Și când a spus lucrul acesta, tu te cobori în mijlocul laudelor poporului tău. Când începi să-l lauzi, când n-ai chef, când ești dispus, l-ai pus pe diavolul pe foc. L-ai pus pe diavolul pe foc. Pentru că tu știi ce faci când îl lauzi, sau eu. Creezi o atmosferă în mijlocul căreia se manifestă Dumnezeu. Creezi o atmosferă în mijlocul căreia se manifestă Dumnezeu. Și unde se manifestă Dumnezeu, dă-mi voie să te întreb. Eu am citit în cuvântul Domnului că la dreapta Lui sunt desfătări nespuse și bucurii eterne. Așa scrie în cartea Domnului. Și atunci dă-i voie să se manifeste, să-ți ia depresia, să-ți ia amărăciunea, să-ți ia necazul, să-ți aducă bucuria care ai pierdut-o, desfătarea pe care o aștept, să-ți aducă biruința pe care încă n-ai văzut-o. Închinarea nimicește puterea celui rău, închinarea recunoaște autoritatea supremă a lui Dumnezeu în viața ta. Nădăjduiește în Domnul, iarăși îl voi lăuda. Dar am să-l laud și acum. Am să-l laud și acum.
Și dacă mă bagă în foc, aur curat ies, știu ce ies, nu-mi pierd credința. Pentru că nu este nimic peste puterea mea. Pot totul în Hristos care mă întărește, dar vorbește lucrurile acestea cu sufletul tău. Vorbește-le. Și Dumnezeu, care a avut grijă de acești fii ai lui Core sau Ezechia sau David sau cine este autorul, Dumnezeu care a avut grijă de Ilie, profetul, Dumnezeu care a avut grijă de Domnul Iisus Hristos, a cărui suflet a fost doborât de întristare, de amărăciune, de depresie, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt, Dumnezeu Domnul Iisus Hristos, care a avut grijă de Apostolul Pavel și de toți sfinții care au trecut chiar prin încercări cele mai mari, tăiați în două cu ferăstrău, dați la fiare în condiții care nu poți să le descrii omenește pentru că te apucă groaza, Dumnezeu care a fost în mijlocul cuptorului cu foc, este și cu tine și este și cu mine. Pune la inimă cuvintele acestea. Dumnezeu mi-a pus în gând lucrul acesta pentru că Dumnezeu are în vedere sufletul tău, are în vedere starea ta, are în vedere amărăciunea ta să ieși de acolo. Te are în vedere pe tine care te închini împreună cu noi la internet. Dumnezeu a vrut să-ți vorbească și ție care ascultă la radio mesajul acesta, pentru că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, te iubește, mă iubește, ne iubește așa de mult, încât este în stare să oprească marea, este în stare să oprească soarele pe cer pentru tine, de dragul tău. Dă slavă lui Dumnezeu! Chiar dacă nu ești dispus, dă-i laudă lui Dumnezeu! Lasă-l să, fă să creezi această atmosferă în care el să se coboare, să spulbere depresia ta, să spulbere amărăciunea ta și Dumnezeul cerului, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul bisericii, Dumnezeul scripturilor, Dumnezeul cel viu, nu Mahomed, nu invenții omenești, nu religie, Dumnezeul cel viu va fi apărătorul tău, va fi izbăvitorul tău, va fi într-adevăr exact cum s-a revelat cu numele Domnul care poartă de grijă. Amin.